Armata Națională va desfășura în perioada 15-19 mai și 22-26 mai exerciții anuale ordinare cu participarea rezerviștilor forțelor armate. Potrivit Poliției Republicii Moldova, centrele militare teritoriale vor invita rezerviștii la sediile lor pentru actualizarea datelor personale, precum și pentru înmânarea ordinilor de chemare la instruire. Poliția Republicii Moldova menționează că exercițiile au ca scop verificarea aptitudinilor rezerviștilor, familiarizarea acestora cu baza materială de instrucție, echipamentul și armamentul din dotarea Armatei Naționale. Acestea se desfășoară în conformitate cu planul de instruire al Armatei Naționale pentru anul curent, aprobate la finele anului 2022 și nu au tangență cu situația de securitate din regiune. Se menționează într-un comunicat pe site-ul Poliției Republicii Moldova.